Vremea a fost perfectă ieri în Baia Mare. A ținut cu organizatorii și participanții la târgul tradițional care se desfășoară în fiecare an de Sfinții Constantin și Elena. Pentru a sărbători ziua de 21 mai, Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș și Palatul Copiilor Baia Mare au organizat tradiționalul târg în satul de pe dealul Florilor. În cadrul evenimentului desfășurat în acest an sub cupola Luna Maramureșului, li s-a pregătit copiilor și nu numai o serie de ateliere. Cei care au participat la atelierul gastronomic au învățat să modeleze aluatul. În acest an am făcut un parteneriat cu șef Vasile Hodca, care a gătit un guiaș bun și împreună cu copiii au dospit aluatul și au făcut cocuți la cuptorul nostru tradițional, tocmai pentru a le arăta că gustul pâinii de acasă, gustul pâinii făcute de bunicii noștri în cuptoarele tradiționale este neprețuit, nu se compară cu nimic. Facem o tabără cu copiii. Îi învățăm să joace cu aluatul, să facem cocuți, pâinici, un covrigel, să învețe și ei să destindă formele aluatului, după care o să le arătăm cum se face pâinea la cuptor, cum o să punem în loc, când m-au întrebat copiii de ce punem pe varză și să nu se ardă pe fund și în loc de tavă, că bătrânii pe vremuri nu aveau atâtea tăvi și atâtea. Mm-hmm. Și atunci am folosit foi de varză. Sunt mulți dintre copilași care nu au părinți bunici la țară și atunci doamna director de la Muzeul Satului s-a gândit la o idee foarte, foarte frumoasă de a aduce tot tineretul, copiii, părinții, să aducem, să strângem aici în fiecare lună și să facem în fiecare lună ceva frumos pentru copii, să învățăm cum am fost noi odată, să jucăm, facem castel, lapte gros, facem o pâine, o plăcintă, o slăină, o cartof în blowder, pe jar. Tu ce o să faci? Ce o să modelezi din aluat? Un colacel. Un colacel? Și ai mai mâncat colacel vreodată? Da. Unde ai mâncat? Acum câte... Stai, am mâncat. Nu am mâncat, dar am făcut. Ce faci acolo? O să-mi spui ce faci acolo. A pisicuță. A pisicuță din aluat? Da. Și îți place să te joci cu aluatul? Da. O să mănânci pisicuța? Da. Un alt atelier pregătit pentru public a fost cel apicol, unde participanții au putut afla informații interesante despre albine și produsele pe care lucrătoarele din stup le prepară. A mai fost deschis și atelierul de instrumente muzicale. Copiii și părinții lor au învățat să cânte la fluier. Prima lecție pe care au primit-o a fost cu folos. Să ții minte tot timpul unde sunt găurelele astea trei, ca să îți vină degetul înapoi fix acolo. Bun. Încercăm? Ridicăm întâi degetul ăsta, după ăsta și după ăsta și după le punem pe rând înapoi. Să vedem, pe rând. Sunt destul de timiz în prima fază, dar odată ce văd că nu e atât de greu să cânte la fluiere, încet își dau drumul și chiar au curaj să cânte ce vor ei la fluiere. Ca proiect personal, am înființat Grobiane Records, care e un label de muzică analogică în mare parte, care se focusează pe muzica autentică din satele din zonă. Foarte mulți meșteri populari au venit la târg pentru a-și expune produsele realizate manual, din diferite materiale sau ingrediente naturale. Cele culinare au putut fi și gustate și cumpărate. Creatorii și-au prezentat la tarabe costumele populare sau accesoriile. Avem alături de noi și în acest an parteneri de nădejde, Școala Populară de Arte din cadrul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Liviu Borlan Maramureș, dar și Palatul Copiilor, care sunt alături de public încântându-i cu program artistic, cu muzică populară autentică.
dar am adus și meșter popular și producător local de la care puteți achiziționa produse meșteșugite și bunătăți numai bune de pus în cămară. Ziua Sfinților Constantin și Elena se sărbătorește în fiecare an pe data de 21 mai. Pentru a o marca, anul acesta a avut loc cea de a 11-a ediție a târgului Bun de Maramureș.